Lumea încă își amintește cu drag de generația de aur și de nopțile nedormite din 1994, când se ieșea pe străzile din capitală la universitate, sărbând victoria asupra unor națiuni precum Argentina, Marelui Maradona sau Columbia lui Valderrama. Victorii mari au fost în istoria fotbalului românesc, dar a existat un singur fotbalist român care a cunoscut gustul victoriei Cupei Mondiale. Iar asta se întâmpla în 1954. Este vorba despre Joseph Posipal, un nume care poate nu vă spune prea multe, însă este poate la fel sau chiar mai important decât multe alte nume legendare ale fotbalului românesc. Posipal s-a născut în orașul Lugoș din județul Timiș pe 20 iunie 1927. Tatăl său, pe numele Peter, lucra la o brutărie din oraș, cetățean român cu origini germane, iar mama, Anna Hillier, era unguroaică la origini, născută în comuna Darova din Timișoara. Practic, membrii familiei micuțului Joseph erau șvabi, germani din spațiul bănățean. În copilărie, Iup, așa cum era alintat de apropiați, practica diferite sporturi, natație, tenis de masă sau handbal, iar pe timpul iernii, când temperaturile cu minus nu-i mai permiteau să-și desfășoare activitățile, practica patinajul și schiul. Rămăsese orfan de tată încă din adolescență, din 1942, iar Joseph a urmat cursurile liceului german din Lugoș, ce avea în componență 12 clase de învățământ. Un an mai târziu, viața avea să-i se schimbe pentru totdeauna. La 16 ani, el decide să emigreze în Germania, la fel ca alți bănățeni cu origini șvabe, și ajunge să învețe meseria de lăcătuș la o oțelărie din orașul Hanovra, mai exact în municipalitatea Vülfel. Ajunsese într-o fabrică de armament ca și mecanic pentru produs gloanțe. De altfel, această experiență a lucrului cu gloanțe avea să-l urmeze toată viața, date fiind și evenimentele tragice petrecute în timpul celui de-al doilea război mondial, când soldații germani cădeau sub ploile de gloanțe. În 1945, după terminarea războiului, mama lui îi trimite o scrisoare de acasă din România, prin care îi cere să rămână în Germania, deoarece șvabii stabiliți în țară vor fi deportați în taberele din Uniunea Sovietică. În tot acest timp, Posipal își începe cariera fotbalistică la nivel de juniori, în 43, pentru echipa fabricii de armament. Apoi face trecerea la o echipă mai mare, pentru ca în cele din urmă, în 1946, să ajungă la Linden, alături de care avea să câștige campionatul național de juniori. După mai multe serii de reclamații întocmite de către cei de la Hanover, clubul Linden a fost respins din prima ligă germană, făcându-se astfel loc pentru cei de la Hanover. Pentru a putea juca în Germania, Joseph Posipal și-a adoptat pseudonimul Berwanger. La 19 ani semnează primul său contract de jucător profesionist, fiind legitimat de clubul Hanovra, marea rivală a celor de la Hanovra 96 a celor vremuri. Poposește doar 3 ani în Hanovra pentru ca în 49 să ajungă ulterior la gigantul german Hamburg. În vara lui 1950, selecționerul Germaniei de vest, Herbinger, dorește să-i ofere lui Joseph Posipal o scrisoare prin care îl invită să evolueze pentru echipa națională la primul meci oficial după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Însă ulterior, oficialii federației au constatat faptul că Posipal avea doar cetățenie română, nu și cea germană, fiind astfel ilegibil pentru convocare. Un an mai târziu, în 51, Posipal își obține cetățenia germană și debutează pentru prima reprezentativă a Germaniei de vest într-un meci amical contra Turciei, pierdut atunci cu scorul de 2-1. Polivalența sa pe postul de fundaș central l-a obligat pe Herbinger să-l utilizeze cu încredere pe acel post, Posipal fiind considerat la acel moment unul dintre cei mai talentați fundași din lume. Venise anul 1954, iar Cupa Mondială se apropia vertiginos spre țara cantoanelor, Elveția. Joseph Posipal a evoluat în toate cele trei meciuri din faza grupelor, însă Herbinger nu s-a putut baza pe el în meciul din faza grupelor din cauza unei accidentări. În cele din urmă, el a revenit la timp pentru partida din semifinale contra Austriei, unde a evoluat ca fundaș dreapta, fiind înlocuit în zona centrală de Fritz Laband. Germania de vest se impunea cu un neverosimil 6-1 contra Austriei, astfel că finala urma să fie disputată contra Ungariei lui Puskás. Maghiarii deschiseseră scorul în ultimul act al competiției, în minutul 6, pentru ca 2 minute mai târziu să-și majoreze avantajul. Nici nu trecuseră 2 minute de la al doilea gol al maghiarilor, iar Marlock reduce din diferență pentru ca în minutul 18 Rach să egaleze la 2. Cu Posipal în rol de fundaș dreapta, maghiarii au atacat poarta germanilor pentru aproape toată durata reprizei secunde, până în 80, când același Rach
marca golul victoriei și o încorona pe Germania de Vest noua campioană mondială la fotbal. Astfel, Joseph Posipal devenea primul și singurul fotbalist de origine română din istorie ce câștigă turneul final al campionatului mondial de fotbal. La 18 mai 58, el dispută meciul cu numărul 250 și totodată ultimul din cariera de jucător profesionist pentru Hamburg, în finala Cupei Germaniei împotriva celor de la Schalke. Aveau să piardă cu 3-0, iar înfrângerea a fost atât de dureroasă pentru Posipal încât decide să se retragă la doar 30 de ani. Cu lacrimi în ochi, și-a luat rămas bun de la proprii suporteri, iar conducerea clubului l-a onorat cu cea mai înaltă distincție, inelul de aur pentru onoare. Numai puțin de 32 de selecții a strâns pentru naționala Germaniei de Vest, marcând un singur gol. După ce s-a retras din fotbal în 58, Posipal a ocupat diferite funcții în stafful lui Hamburg și a fost manager de vânzări, producător de mobilă. Toată viața a avut remușcări pentru că a muncit în tinerețe la producerea gloanțelor cu care erau uciși oameni pe front. Cu timpul a avut probleme psihice și depresii, fiind supus unui tratament terapeutic intens. După ce a suferit un accident, nu a mai putut vorbi o vreme. Decât să fie schilodit într-un război nedrept, a preferat să muncească la o fabrică de armament, la o mașină de făcut gloanțe. Gloanțe pentru piepturile semenilor lui. Cu nenorocirea asta, din păcate, a trăit toată viața. Că și-a ucis proprii semeni. N-a rezistat și spre finalul vieții a nebunit. La 21 februarie 97, Jupp Posipal se stinge în camera de terapie intensivă a Spitalului Universitar, din cauza unei insuficiențe cardiace. Va rămâne pentru totdeauna în memoria microbiștilor de rând ca fiind primul fotbalist român ce a avut onoarea de a ridica deasupra capului mărețul trofeu al Cupei Mondiale. Un lucru mai controversat despre acea perioadă a naționalei Germaniei este umbrirea victoriilor chiar de către germani. În 2004, în presa germană a apărut un material în care îngrijitorul arenei de la Berna din 54 dezvăluia că la vestiarul nemților au fost găsite seringi. Câțiva jucători care mai trăiau atunci au negat orice urmă de dopaj, dar au recunoscut că au fost injectați cu vitamina C. Numai că în 2010, la Universitatea din Leipzig, unul dintre autorii cercetării a declarat într-o conferință că fotbaliștii germani au fost injectați cu pervitin, un medicament pe bază de metamfetamină, un drog psihostimulant. Drog administrat și piloților pentru a nu-și pierde concentrarea și pentru a rămâne treji în timpul misiunilor îndelungate. Sunt câteva indicii consistente care arată că unii jucători au fost injectați cu pervitin și nu cu vitamina C.